Că l-au Hai că l-avem la și pe Gigi Mustața la telefon, liderul Peluzei Nord. Gigi, te salutăm! Vă salut și eu și bună dimineața, cum se spune, invitaților. Da, chiar că dimineață bună. Gigi, întrebare așa de încălzire. După părerea ta, la ce vezi și la celelalte echipe, nu doar la ce vedem la FCSB, 99% veți fi campioni? Nu, haideți să nu ne grăbim până când nu suntem la o diferență foarte mare de puncte și să fim serioși, urmează play-off. Nu ne putem juca cu vițele, noi sperăm să ieșim campioni. Nu vreau să zic gata acum că nu știu ce. Nu, acceptăm, ne încurajăm echipa și când vom fi campioni, atunci vom sărbători. Dar până atunci nu vreau să ne grăbim. Deci nu crezi că 99% sunteți campioni? Eu cred 100% că anul ăsta e campionatul nostru, dar nu vreau să fiu puțin așa mai nervos și să spun gata, sunt campioni. Mm-hmm. Nu, campionatul se joacă, așteptăm play-off, sperăm să câștigăm campionatul. Că asta ne dorim și noi și jucătorii. Ce îți place la FCSB-ul din primele două etape din noul sezon? Mie îmi place la Steaua că joacă fotbal. Asta îmi place. Mobilizarea lor, ambiția lor și dorința de a fi campioni. Și asta mă satisface foarte mult. Băieții au înțeles, pentru că anul ăsta este anul nostru și mă bucur că ambiția îi a adus aici unde suntem acum. Tu ai bănuit că așa va fi? Ai avut, știu eu, la antrenamentele premergătoare sau când s-au întors, ai văzut momente cu jucătorii care ți-au întărit încrederea că sunteți cu adevărat motivați? Nu știu, lucruri, nu știu, întâmplări care poate ție ți-au spus, bă, ăsta e anul nostru. Furia, știi ce se întâmplă? Eu sunt aproape tot timpul la echipă și vorbesc cu ei. Îi văd motivați. Pentru că s-a creat o echipă acum acolo. Poate în urmă cu un an, doi, existau ceva, cum se spune, bisericuțe sau ceva de genul. Acum, ceea ce văd eu acolo, văd o echipă care se bucură împreună, vin toți, la când se marchează un gol, fac acea horă, se vede clar cum se bucură. Este altă unitate acolo, din ce văd eu. Uh-huh. Și ce am mai discutat cu ei, sunt foarte mobilizați ca anul ăsta să ia campionatul. Pentru că au văzut și ei că suporterii sunt alături de ei tot timpul. Și cred că și lucrul ăsta i-a motivat foarte mult. A cui o fi fost ideea horei alea? O fi fost ideea cuiva? Nu știu, între ei acolo, că asta nu pot să... Nu Dacă pot am văzut că ai văzut, acum deja a devenit o marcă înregistrată, hora de la World Cup, dacă ții minte, faimoasa horă, da, da. Așa, de la World Cup, acum o fac CFCSB, ai văzut la toate golurile și cu UTA și acum fac acea horă a bucuriei, ca să zic așa. Acea horă înseamnă că există o unitate, există o echipă, există o ambiție între ei și mă bucură că acest lucru se leagă că nu există bisericuțe și că se bucură cu toții. Deci știți, că în momentul în care mai sunt bisericuțe, dă la gol, nu prea se bucură toată lumea aceea. Dar acum, unitatea care există între ei și dorința de a câștiga campionatul mă bucură foarte mult și faptul că la sfârșitul meciului vin alături de suporteri, cântă împreună cu noi acolo și noi am făcut o chestie ca la sfârșitul meciului să sune tot au oră așa ceva de genul unde stau fiecare se simte umeri și cântă cu noi. Mm-hmm. Am înțeles. Deci ați făcut o tradiție? Asta va fi tradiția voastră de acum încolo? Nu știu dacă va fi o tradiție, dar este un cântec care ne leagă pe toți și cântăm cu toții, ne luăm de umeri cu toții și... Adică cu cântăm. Toții ce? Jucători, suporteri, toți, nu? Păi și da, ce cântec? Ce cântați? Este un cântec unde Steaua câștigă și acasă și în deplasare, da? Uh-huh. Este acel cântec al nostru și îl știe și... Ce cântec e mie? Adi, e acolo în platou, parcă am auzit vocea. Nu știu, nu? Da. Este acolo? Da, e Adi Ilie. Da. Ce cântec e Adi? Că da. Nu știu, care e cântecul? Da, îl cântam de când eram la Steaua. Dar care, ce zice? Adică nu așa am două... Acasă și în deplasare, așa calcă totul în picioare. E toată lumea. Ăsta e refrenul? Acasă da. Și în deplasare, da. Calcă totul în picioare?
Da, da. A, ăsta e refren. Ah, ok, păi cam asta se întâmplă, campionatul ăsta. Păi asta se întâmplă. Da. Mă... Exact ca pe vremuri, când da. Era neamică pe vremuri. Ca pe vremuri. Da. Gigi, de ce nu spune ce cânta pe vremuri Adi? Dar-și mai duce o până la toamnă să văd Steaua campioană, Leliță da, Ioană. Da, 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 da. Dar deocamdată, Nea Mihai, bună ziua, că nu v-am salutat. Bună, bună, Gigi. Deocamdată nu vreau să ne grăbim. Vreau să... Hai să-ți fac o glumă. Nu te mai grăbi că a anunțat Federația că s-a închis campionatul, Steaua campionă. Da. Nea Mihai aici. FCSB, domnule. FCSB, da. A, chiar Gigi, Vivi no, sunt. Pentru noi e Steaua, Păria, pentru că asta este Steaua. Steaua n-a retrogradat niciodată și... FCSB, domnul Mustață, da? Gigi, Vivi, pentru dumneavoastră o fi Steaua, pentru mine ca moderator, supus Steaua. Unor reglementări, este FCSB. Asta, nu vă interzice nimeni prin nicio lege să Gigi, puneți Steaua. Gigi, Vivi, sunt. Uite, am spus la începutul emisiunii că asta mi s-a părut că a fost spiritul Stelei și Steaua la cea la care am jucat și eu și Adi și care am trenat-o pe care a spus Vivi că i s-a părut aseară care are înviat spiritul da. Acelei echipe Steaua cum era pe vremuri când niciun adversar da. Nu vă făcea față. Da. Așa da. I s-a părut.